Deci tot grupul acesta care l-ați incitat și l-ați adus aici va fi preluat și condus la sediile inspectoratelor județene de poliție în acest moment. Va trebui să stabilim cine a rupt gardul, cine a traversat portul, dar nu a societatea privată, noaptea, au zis lasă-mă, frate, să filmez! Lasă-mă, frate, să filmez ce ai! Suntem sănătoși, las copiii! Las copiii! Domnule, stați liniștiți! Ajutor! Ajutor! Nu să uiți, nu să uiți, nu vă jucați. Lăsați-o în pace! Lăsați oamenii în pace, criminalilor! Uitați ce stare l-ați adus! Fața asta dă în oameni. Uitați-l. Lasă-o apătut și la vântul pe alu și noi nici nu suntem în stare să-l păzăm? Veniți puțin cu portavocea să aflați în cui e zona asta! Veniți puțin ca să vă spunem! Nu mai păcăriți degeaba! N-ați văzut că șorării lumea, hai să scoate! Hai să ne scoateți, nu ne scoateți de seară și în casă! Lăsă-n stare! Voi sunteți în stare de orice ce se face! Dar cum vă numiți, domnule, care respectați legea? Și discutați cu noi! Nici măcar nu vă legitimați! Vă e rușine de numele dumneavoastră? Vă e rușine de renumele dumneavoastră? Vă e rușine? Și unde să mergem? Mergem în pădure! Este o proprietate personală! Vreau să vă spun ceva! Șefii dumneavoastră sunt de poftiți! Serviți din materialele pirotehnice ale noastre! Ești un micinos! Asta ai făcut!
Vezi că auzi, vezi că vin ăștia să mă ia. Da, vin ăștia mă ia. Haideți, fraților, executați un ordin. Lașe împotriva unor oameni! Ești mulțumit? Ești mulțumit? Lașule! Lașule! Trateți-vă!